Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate, ultima acestei săptămâni. Vă spun și în această seară același Marius Dumitache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, Partidul Național Liberal vrea depolitizarea administrației în contextul în care, știți foarte bine, zilele acestea se formează noul cabinet condus de către premierul desemnat Dacian Cioloș și Partidul Național Liberal chiar a pus o serie de condiții, printre care și aceasta de bază, stimați legislatori, respectiv depolitizarea administrației. Dezbatem acest subiect și altele alături de un invitat special, nimeni altcineva decât un vicepreședinte al Partidului Național Liberal în Dâmbovița, domnul Cornel Coma, primarul Comunei Pietrari, dar și președintele Ligii Aleșilor Locale ai PNL Dâmbovița, căruia îi spune și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, bine v-am regăsit. Îmi place totdeauna când începe, zice domnule, cu un invitat special. Nu știu cu ce sunt eu special, dar cred că sunt special și rămân pe poziția idolului mele, că eu poate sunt singurul dintre toți invitații pe care îi văd și aveți dumneavoastră în televiziune care spun lucrurile pe nume. Ceea ce place oamenilor să audă, că auzeam într-o anumită perioadă că zice domnule, când vizi la emisiune faceți rating pentru columna. Cred că dă cauza asta, pentru că oamenii vor să audă ceea ce se întâmplă și vor să audă că totul este spus cu corectitudine și multă sinceritate. Cred că din cauza asta sunt invitat special, nu? Tocmai, din cauza asta. Da. Pentru că nu să faceți rating aici la Cluna TV și nu că nu să fiți mai special decât alții. Adică toți invitații, cei care ne onorează cu prezența aici în studioul la Cluna TV, mai ales la Riposta, domnule primar, de ce a pus această condiție Partidul Național Liberal pentru susținerea cabinetului Cioloș? Păi, dacă m-ați întrebat pe mine ca primar, v-a spune că eu, nu că mi-aș dori lucrul ăsta, ar fi, cred că, din punct de vedere al sincerității mele, ar fi lucrul pe care mi l-am dorit întotdeauna și mi-l doresc. Ce s-ar întâmpla, v-aș întreba eu, dacă am reușit să depolitizăm și primăriile, și primarii. Vă dați seama cât de bine, exact, cât de bine ar funcționa societatea asta, cât de bine ar fi pentru administrațiile locale, ca să nu mai vină perioada când primarul să fie obligat să alerge pentru un partid politic o dată la 4 ani de zile și după aia să fie condiționat de diferite alocări de fonduri, că vin de la Ministerul Dezvoltării, că vin de la Consiliul Județean, că vin de la altă parte, să spună stai așa puțin, ne uităm în ograda lui ăla, ce partid e cu noi, da, hai să-l ajutăm să facă treabă în loc. În localitate, nu? Trebuie să facem o listă de prioritizare efectivă și să spunem stați așa puțin, nu ne interesează pe noi, că până la urmă primarul e politic acolo, dar comunitatea e, vrea să trăiască bine, vrea să dezvolte, știi? Și pe prioritizarea respectivă să începem să dezvoltăm localitățile în funcție de necesitatea investițiilor. Ei, uite, avem o ocazie acum, acest guvern tehnocrat, care sigur va fi validat acum, să poată să facă lucrul ăsta și mi-l doresc în tot sufletul să facă. Nu neapărat să depolitizeze primarii, că nu se întâmplă treaba asta, dar cel puțin alocările efectiv care vor fi făcute să fie făcute fără niciun fel de criteriu sau fără niciun fel de apartenență politică. Și încă un lucru fără pe care... Fără partipriul politice. Fără partipriul, da. Dumneavoastră vă considerați o victimă a acestei repartiții a fondului? Păi dumneavoastră ce credeți dacă în timp de 3 ani de zile președintele Consiliului Județean n-a avut dialog cu mine niciodată pe teme ale administrației locale? Sunt sau nu o victimă a sistemului? Păi președintele Consiliului Județean spune că dumneavoastră refuzați dialog, că nu veniți la ședințele pe care le convoacă, nu... Păi da, bun, la ședințele pe care le convoacă se vorbește de un tot unitar efectiv, fără a avea un dialog, totdeauna dialogul pe administrație trebuie să ai tet-a-tet, da? Când vorbim de un tot unitar și ne adun pe toți primarii, într-o sală acolo și după ce trebuie să mergem la ședințele Consiliului Județean și mai ascultăm și tot felul de dedicații de-astea, de injurii și de tot felul de comportamentele adică astea la adresa primarilor, pe comportamentul pe care le are președintele, că știu foarte bine, că întotdeauna relația cu primarii n-a fost decât la modul, bă, voi nu sunteți buni de nimic, voi nu faceți nimic, voi nu... Deci, cam asta e. Și te duci acolo să te măscărească cineva, mai bine preferi să nu te mai duci, nu? În condițiile astea, pentru că, din punct de vedere administrativ, eu cam știu ce am de făcut în localitatea respectivă. Și de foarte multe ori nu avem nevoie de altceva decât de sfaturi. De sfaturi și de sugestii și de sprijin pentru a ști unde dirigezi efectiv proiectele pe care le dezvolt la nivelul comunității. Dacă am văzut că nu se poate, am mers pe ideea, știți că românul spune n-ai cu cine și mi-am văzut de treaba mea și am reușit să fac treaba acolo fără niciun fel de probleme și fără niciun fel de sprijin politic. N-am avut nici pe vremea trecută sprijin politic, nu am nici în aceste
în aceste vremuri și nu mi-l doresc niciodată. De fapt, eu nu mi-l doresc să vă spun de ce, pentru că pe mine politicul și chiar pe toți primarii, le-am spus de la bun început colegilor primari, nu îi ajută cu absolut nimic. Nevoile și necesitățile comunităților locale nu sunt evidențiate decât de ei înșiși. Ei văd acolo ceea ce trebuie în comunitate făcut. Iar programele care sunt acum depuse în aplicare, fie că sunt pe fonduri europene sau pe orice alt tip de fond, dirigează pentru dezvoltarea comunității locale inițiativa pe care o are fiecare primar în parte. Și atunci, dar merge să stai de vorbă pe o temă pe care tu ai concretizat-o, știi cum să o pui în practică, știi cum să obții o finanțare, există firme de consultanță în spate la toată treaba asta și să mergi să te sfătuiești cu cine? Cu unul care poate să te privească în ochi și să spună, știi, da, sunt convins de faptul că sunt cu tine și trebuie să te ajut că iei 60% ca să-mi scoți deputați, parlamentari, senatori sau pe mine președinte Consiliul Județean. Iar pe mine când mă duc acolo, ce să ajut pe ăsta, mă? Ăsta când au venit alegerile, acum mi-a 30% pentru partidul meu și în contextul ăsta n-are niciun sens să-l sprijin. Și în atare condiții, cred că nu și-are rostul nici în a discuta pentru mine care sunt în opoziție la momentul ăsta, nici pentru cei care sunt la putere. Eu sunt convins de faptul că în foarte multe situații cei care sunt în administrațiile locale și care concurează administrațiile locale și fac parte din partidul de guvernământ, poate de foarte multe ori au fost încurcați în a lua decizii importante în dezvoltarea administrației locale, chiar de către politic. Și de ce asta... că v-a ajutat, că ați primit și sprijin guvernamental? Că... Păi am primit sprijin guvernamental, că știți cum e atunci când îi duci omului la ușă... Proiectele. Pisica trebuie obligatoriu ori omoară, ori o bagă în casă, că nu are altă variantă. Și în contextul ăsta, în contextul ăsta cam asta a fost. Deci la mine n-am mers, că și pe vremea, dacă ne-au ceva minte, al lui președintele Popescu, era aceeași situație. Deci să iniția un... De fapt, o idee pe care aveau în practică, dar o pune, ce domnule, la nivelul județului vrem să facem locuri de joacă pentru copii. Bun, primul proiect depus sau în primii 10 a fost Comuna Pietrare. Chiar dacă Comuna Pietrare sau era, exista o poziție pentru că eu nu eram la PDL atunci, dar n-a putut să... Nu avea cum să-l înlăture. Păi dacă vin la ușa ta, cum să spui nu? Da? Păi degeaba iniția un proiect, poate și studiul inițiază, dacă primarii lui vin și îl depun după ce vin ceilalți care le mai stă capul și la așa ceva sau le merge mintea mai repede. Acum nu vreau să jignesc pe colegii mei primari sau poate care au o atenție distributivă mai bună decât o au ceilalți în anumite contexte. Și cam asta e. Dar în ceea ce privește ajutorul, bunoanțele de guvern, eu am fost inclus, că am fost trecut de la 577, OG 577, la OG28, alimentarea cu apă. Singura chestie care mă mâhnește este că, păi, sunt inclus pe lista aia, domnul Dumitrache. Păi eu am tras toți banii, domnule, să-mi arăte o sumă pe care mi-a fost alocată și n-am tras-o. Astea sunt... Păi da, stăzi, domnule, auziți, n-am cheltuit banii, nu verbal nu se cheltuie banii, dovedit. Eu rog pe cei care, pe colegii mei care au fost în sală, că eu de-aia nici n-am mai venit acolo, ce era să mă duc acolo, să ascult critici aduse nefondate. Să vă arate efectiv, uite, domnule, la data cutare Comunei Pietrarii s-a alocat suma de nu știu cât și ăla de Coman n-a fost în stare să-și toace banii de acolo, da? Păi, doamne, dacă mi-arată mie așa ceva, eu vă spun sigur că nu există așa ceva. Eu cum am avut bani într-o săptămână, 2 ani cheltuit? Bine, e posibil ca domnul președinte să spună altceva în actualul context, că acum 2 săptămâni de zile, Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării a luat o hotărâre efectiv printr-un ajutor financiar, cred, nu știu prea bine informația, să vi-o dau, ca să deconteze toate lucrările care sunt pe ordonanța de guvern 28 executate sau care pot fi executate până la sfârșitul anului. Că și mie mi-a venit informația că dacă la 4.200.000 de lei, cât mai am diferența pentru alimentare cu apă, reușesc să fac această lucrare până la sfârșitul anului, mi se decontează. Dar ce se întâmplă aici? Că aici trebuie să explicăm opiniei publice, să înțeleagă. Nu puteam să cerem firmelor care le avem acolo, în contract de derulare, să facă o investiție pe buzunarul propriu, atâta timp când avem o siguranță de încasare financiară. Și atunci, în actual context, au lucrat, că am auzit că există o comună prin județ, Ciocănești, acolo la așa, unde el a lucrat de vreo 9 miliarde. Firma care lucrează acolo, la Ciocănești, da? Posibil că omul ăla să fi spus, domnule, lucrez pe banii mei de 9 miliarde, dar n-avea o garanție a încasării. Pe când la mine firma care e cu alimentarea cu apă. Eu am avut o discuție cu patronul firmei și mi-a spus domnul primar,
Eu nu pot să fac de la mine din buzunar o lucrare mai mare de 250-300 de mii de lei. Adică nu pot să susțin mai mult financiar. Și dacă nu primesc banii, mă opresc acolo. Nu? Și ești și corect, că nu poți să-i ceri omului, da? Când am avut disponibilul necesar, m-am dus și i-am spus, dom'le, vedeți că s-a alocat suma de 400 de mii de lei, da? Haideți să, pe ce ați lucrat, mai lucrăm pe diferența, da? Și vă dau acești bani. Lucru care s-a și întâmplat, așa s-a derulat lucrarea respectivă acolo la mine. Dacă să vii să spui că s-au alocat bani efectiv și n-au fost trași, e o minciună sfruntată. Și sunt convins de faptul că și colegii mei primari poate să demonteze acest lucru. Dar cei care au curat să o facă, nu? Pentru că sunt mulți care mai bine preferă să ia șuturi în fund și pumni în cap și să tacă de-n gură decât să vină să îi spună păsul pe care l-au. Dar ați inaugurat acum câteva zile 4 obiective de investiții, 4 obiective foarte importante derulate în zona privată. A fost o inaugurare de amploare, de anvergură la nivelul Comunei Pietrari. Și n-a venit domnul președinte. Bine că a trimis un vicepreședinte. Da, nu pot aici să condamn. Domnul președinte poate a avut în momentul respectiv alte probleme, deci nu, Doamne ferește. Dar n-a venit prefectul județului. Bucurat, domnul prefect, da. Să știți că, din punct de vedere al relației mele prietenești, colegiale cu domnul prefect, chiar m-a mâhnit chestia asta. Și m-a mâhnit că în ziua respectivă cel puțin un telefon puteam să primesc de la dumnealui sau dacă nu primeam un telefon să fi trimis un reprezentant al prefecturii. La inaugurarea celor 4 obiective pe care eu spun că oamenii, de fapt, în mare parte în comunitățile locale nu realizează ce înseamnă a face 4 obiective în domeniul privat. Sunt mai importante, poate, decât asfaltarea unei străzi pe care cu toții și-o doresc. Pentru că trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. O țară este bogată atunci când are o creștere sustenabilă dată efectiv de o creare de plus valoare prin creștere economică. Nu ce se întâmplă la momentul ăsta, că noi am avut o creștere economică pe 2015 și e un lucru îmbucurător că l-am avut. Dar această creștere economică este datorată marii înființări a acestei Agenții Naționale de Antifraudă, ANAF-ului, care a reușit, bonor, să pună un pic de colectare. Exact, să pună un pic de ordine în economie, să crească gradul de colectare. Problema e că nu există un progres de creștere al productivității efective care dă o creștere sănătoasă a economiei. Și asta pe mine mă face să mă îndoiesc că 2016 va fi un an la fel de bun, așa cum a fi fost 2015. Pentru că eu am văzut cu alți ochi, la nivelul comunității, și așa ar trebui privit la nivel național. La nivelul comunității am văzut că dezvoltarea localității respective nu se face numai dacă le fac oamenilor drum. Dacă le fac oamenilor drum, nu mai schimbă pivoții în servis. Și se deplasează puțin mai rapid. E un lucru corect. Între puținii primari care înțeleg. Dar dacă le fac oamenilor 3 sau 4 unități cu activitate de producție, cresc nivelul de colectare la buget, cresc cerința efectivă de dezvoltare prin investițiile care se fac pe plan local, cresc interesul față de comunitate, cresc aportul turistic și toate astea duc la progresul localității respective. Aceasta trebuie să fie viziunea, și am spus-o deschis întotdeauna, a unui primar care gândește sănătos pentru comunitatea lui. Ăsta trebuie să fie interesul. Că de-aia au apărut aceste grupuri de acțiune locală. Și regret efectiv că grupurile de acțiune locală, număr de 12 la nivelul județului, la momentul ăsta, unul sau două, sau nu știu câte dintre ele, sunt efectiv grupuri de acțiune care au dezvoltat corect inițiativa și au reușit să tragă întreaga sumă și să implementeze aceste proiecte extraordinar de bine, pe toată perioada. Pentru că nu s-a înțeles un lucru. Nu trebuie să facem aceste grupuri de acțiune locală să le dezvoltăm pentru ridicarea nivelului, poate într-o anumită formă, și a comunității. Să ne batem pentru a face un proiect pentru comunitate. Nu! Dragi colegi primari, noi trebuie să facem, să determinăm oamenii din toate localitățile să facem proiecte în privat. Că de-aia aceste grupuri de acțiune locală au apărut sub forma asta. Pentru că ea, la baza lor și prin repartiția financiară, în momentul în care s-a creionat grupul de acțiune locală, spune că repartiția financiară se face cu o sumă mai mare de 50%, deci minim 51% către investițiile private, nu către cele publice, da? Cei care, în sesiunea trecută,
n-au făcut niciun fel de demers în majoritatea localităților pentru a crește inițiativa privată ca să tragă sumele rămase indisponibili către public. Eu o consider, din punctul meu de vedere, o foarte, foarte mare greșeală. O consider o foarte mare greșeală și pe termen lung acest lucru se va vedea. Pentru că ai luat o parte din bani, ai mutat acolo, poate ai modernizat un pic un cămin cultural, poate ai făcut ceva pe la școală cu banii aia, poate ți-ai luat un utilaj pentru funcționarea comunei. Dar în producție... Problema că în producție, ceea ce ți-ar fi crescut ție, nivelul, și, nivelul de colectare, adică sumele care veneau la bugetul local, nu se regăsesc cu absolut nimic. Deci, de asta îndemn ca pe sesiunea 2014-2020, primarii din toate localitățile să dea importanță maximă galurilor care activează acolo. Bineînțeles, și a firului nu e nicio problemă. Și, ba, și să dezvolte și să determine oamenii din localitățile lor să dezvolte alte proiecte. O să vedeți că în comunitatea locală la mine, prin cele 4 proiecte de investiții care s-au făcut, acum s-au derulat, a crescut nivelul de interes. Pentru că eu am studiat treaba asta, dacă noastră, poate vă aduceți aminte, într-o anumită prejurare, v-am explicat ce înseamnă creșterea nivelului de interes, sau poate ați văzut alături de mine, într-o localitate din Olt. Localitatea respectivă se numește Izbiceni, unde primarul a reușit să facă o competiție între producătorii zonali. Autohtoni. Autohtoni. Da. E, prin această competiție, comuna respectivă a crescut în mod extraordinar. Acolo, fantastic, da. Într-o comună de 5.000 de locuitori, avem stație PECO, avem două sedii de bancă, avem... Sunt o grămadă de investiții care s-au făcut acolo, într-o comună cu de 5.000 de locuitori. Gândiți-vă, noi avem comună de 10.000 de locuitori, gen Dragomirești, gen Podlogi, care la nivel investițional nici poate jumătate din ceea ce Izbiceniu cu 5.000 de locuitori nu au. Din ce cauză? Pentru că banii care se duc în privat acolo, a crescut gradul de colectare a localității și a crescut interesul businessmenilor de a face afaceri în localitatea respectivă. Asta este interesul fiecarei comunități pentru dezvoltare. Și dezvoltarea este sănătoasă, așa cum se spune de către noi românii. Să fac pași sănătoși în economie, pentru că de asta avem nevoie. Nu avem nevoie de un dulău care să vină să... un gen antifrauda sau așa, care un dulău al economiei acum, care vine numai efectiv și sta... Am văzut în foarte multe situații. Am mers la Brașov, în piața de grod în Brașov. Antifrauda stă la ieșire din piață. Am o conversație cu un ofițer de la antifraudă de acolo și îmi spune, ei sunt militarizați acum. Stau la pândă, da? Și spune, zic că societatea mea, zic, face comercializare de fructe în piață aici, da? Zic, la momentul ăsta îi pun o întrebare. Zic că vine o persoană fizică și cumpără 20 de cartoane de mere pe casă de marcat. Ce se întâmplă în acest context? A, zice, vă amendez? Păi și pe dumneavoastră și pe cel care cumpără și pe dumneavoastră care vindeți. Păi stați așa, zic, dar unde e frauda? Pentru că dumneavoastră trebuia să sesizați că dacă el ia 20 de cartoane, sigur este interesat să facă fraudă. Păi domnule, stați așa puțin. Haideți să mergem să vedem acest nivel. Dragi colegi sau cei de la administrația financiară, haideți să mergem la Kaufland să cumpărăm 20 de cartoane de mere. Amendați cumva Kauflandul, domnule? Niciodată. Păi haideți, domnule, să... Dar unde e fraudă? Dar pe țăranul ăsta... că le cumpără și le vinde în altă parte. Exact, le cumpără pe bon de casă și după aia le comercializează fără a registra. Păi da, domnule, dar asta e problema ofițerul antifraudă, ca în momentul când el a plecat 20 de cartoane, să-l pună sub urmărire, să vadă ce face cu ele. Și dacă ăla îl prinde comercializând produsul respectiv, da, să-l amendeze pe el. Păi cum să-mi amendeze pe mine firma mea, care eu sunt vânzător de bună credință, mi-am înregistrat fiscal produsul respectiv, l-am vândut pe bon de casă, îmi plătesc impozitele, îmi plătesc TVA-ul și după aia sunt vinovat că am încurajat eu evaziunea fiscală. Nu vă supărați. Eu v-am dat un exemplu ca să înțelegeți cum funcționează societatea și sunt o grămadă de lucruri de îndreptat. Și v-am dat exemplu de ce, în ce context v-am dat. Că nu trebuie creat acest dulău, așa cum îl vede lumea, cei care fac mici comercianți, mici afaceri, ca să facă... Care supraviețuiesc, de-abia supraviețuiesc. Exact. Ca să facă acțiuni de frondă, să intre, să nejustificate de foarte multe ori. Și pe ce valori? Păi un comerciant care
a greșit cu 3 cartone de ouă, îi dă 100 de milioane de lei amendă. Păi ăla poate să vândă și ferma de găini ca să scoată banii ăștia. Deci trebuie să ne pliem și noi cei care suntem în control să pliem gesturile pe care le creăm, chiar dacă acolo vin și spune, doamne, știi, să amendează pentru asta de la atât la atât. Dar să vedem unde este nivelul. Și am spus-o de foarte multe ori că nivelul de corupție nu este între mici întreprinzători. În orice țară civilizată, pe sistem valoric efectiv, am văzut treaba asta, de exemplu, în Venezuela. În Venezuela, până la o anumită cifră de afaceri, 10.000 de, două, nu știu cât era, un plafon. Un plafon, da. Nu te controla nimeni și pentru că era gândită sub forma asta. Business-ul respectiv care se face, se face pentru ca omul respectiv să-și ducă existența. Deci asta avea la bază. Da. Exact. Nu avea la bază o fraudă de proporții la care ăla se îmbogățea. Avea la bază un câștig de 1.000 de euro pe lună. Și în Turcia e la fel, da. Da. De 1.000 de euro pe lună care nu le asigura un nivel de trai câtuși de cât corespunzător de ce, încă n-avea altă variantă decât să fure, mai bine făcea un mic comerț. Dar sunt lucruri pe care, din punctul meu de vedere, trebuie spuse în timp la punct și oamenii trebuie să înțeleagă treaba asta. Bun, trebuie să luăm o scurtă de publicitate, o să revenim imediat, stimați realizatori. Ca de obicei, interesantă, foarte interesantă dezbaterea și dialogul aici la Riposta la Comuna TV cu vicepreședintele PNL Dâmbovița, Lunconel Coman, și primarul Comunei Pietrari, dar și președintele Ligii Aleșilor Locale ai PNL Dâmbovița. Publicitate, revenim imediat, nu plecați nicăieri. Da, am revenit, stimați telespectatori, noi continuăm dialogul cu primarul Comunei Pietrari, vicepreședinte PNL Dâmbovița, Lunconel Coman. Partidul Național Liberal vrea depolitizarea administrației. Să revenim la noul cabinet Dacian Cioloș, noul cabinet Cioloș care începe să prindă contur, domnule primar și domnule vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Cum credeți că va reuși să treacă testul în Parlament, cabinetul Cioloș? Am văzut că reuși să negociază foarte mult cu toate partidele. Să treacă testul în Parlament, sunt convins de treaba asta, atât timp cât ați văzut că exprimarea a fost clară dată de către Partidul Național Liberal, UNEPR și maghiari. Pentru susținerea cabinetului și că până o să o dea și PSD-ul, pentru că în creionarea care s-a făcut la momentul ăsta pentru miniștri, am văzut că vreo 4-5 dintre miniștri de acolo sunt chiar foști PSD-iști, așa că PSD-ul nici n-ar avea motiv să nu voteze. Păi, dar nu e un paradox cum să susțină Partidul Național Liberal? Domnul Dumitrache, nu e un paradox pentru că acei oameni care îi susțin la momentul ăsta nu mai sunt membri PSD, sunt tehnocrați. Eu vă spun că nici Bogdan Aurescu nu mai este membru PSD. Cum să nu fie? Păi a candidat pe listele PSD-ului. Asta e altceva, că a candidat pe listele PSD-ului. Și Vasile Dâncu a candidat pe listele PSD-ului. Păi și Vasile Dâncu nu... Deci nu, da. Sunt oameni care provin din zona provin PSD. Provin din zona PSD-ului. Păi zona acum, PSD. Marius Mica, norma, de exemplu. Da. Acum ce să le... Poate Marius fiecare... Mica este omul... Fiecare om a făcut politică la momentul respectiv. Da? Important ceea ce face acum. Nu cred că mai ar fi... Nu cred că ar fi motive. Eu, din punctul meu de vedere, cred că guvernul Cioloș va avea o susținere în Parlament de 100%. Și cred 100%? Că da, și cine va face opoziție? Condițiile astea, adică nu o să avem opoziție, păi, în nu. Parlament. Auziți, stai să ne înțelegem. Adică opoziție trebuie să avem când avem un guvern politic. Dacă nu avem un guvern politic acum este un guvern de Uniune, eu așa văd, trebuie să existe o Uniune Națională și ceea ce a cerut strada în aceste momente trebuie să vină să pună în practică Cioloș. Și asta, nu avem, domnule, nicio șansă altfel. Păi altfel, la 1 decembrie, dacă Cioloș nu începe să miște reformele săptămâna viitoare, da? La 1 decembrie o să avem iar mișcări de masă. Ce nu ne înțelegem aici? Deci nu avem altă variantă. Deci, indiferent de... A înghițit-o că s-a făcut un guvern de tehnocrat și nu s-a ajuns la legile anticipate. Că în mare parte ei chiar își doreau treaba asta cu legile anticipate. În primul rând, așa de înțelesul fiecăruia. Acel număr de parlamentari exorbitant pe care îl vehiculăm tot timpul. 581. Bine, și PNL-ul a venit cu varianta asta cu legile anticipate. Da, președintele a demontat. Președintele a demontat-o și a și spus. Domnul, nu se poate legile anticipate, pentru că e o procedură dificilă și foarte greoaie. Da? Și în acel context, cea mai bună variantă cu guvern de tehnocrat și a cerut clasei politice să facă această Uniune Națională prin care să susțină acest guvern de tehnocrați și ceea ce dorește strada, ceea ce a dorit strada în momentul când am avut ziceți, mișcarea de la după colectiv. Activitatea de la colectiv de acolo, pe care trebuie obligatoriu pusă în aplicare, da? Dacă nu se face treaba asta, clasa politică degeaba n-a înțeles nimic din toată treaba. Da, vedeți dumneavoastră un parlamentar care dorea să-și dea demisia de Și asta e un motiv, domnule, hai să fiți... Păi nu, dar
Dacă păi veniți cu soluții de-astea fanteziste, păi, cu alegeri anticipate, ce e? Păi, cu soluții fanteziste n-am venit. Deci, ba da, păi asta e o soluție fantasmagorică. Dacă ea ar fi fost mai... E o utopie. Dom'le, cerem-și noi ceva. Dacă ea ar fi fost mult mai ușoară de pus în aplicare, mult mai ușor, da? Procedural, tehnic, vără. Era soluția adoptată în minutul 1. Numărul 1 era. Cine? Care? Asta cu anticipatele? Exact. PNL, UNPR, maghiarii s-au coalizat în așa ceva. Dar un parlamentar care își dă demisia. Dar nu era nevoie, pentru că dacă... Cum nu era nevoie? Partidul Național Liberal... Păi dacă, trebuie să-și dă demisia în parlament. Își dădeau demisia în parlament. Și dacă își dădea PNL, UNPR... Hai, domnule, că își dădeau demisia, vedeți-vă de treabă. Dar gândiți-vă și la ce se întâmpla. Și la contextul care... Deci nu, e simplu să veni să spune, domnule, ne dăm demisia în parlament. Bun, și cum funcționează statul ulterior? Cum funcționează? Pentru că, gândiți-vă, intrarea în capacitatea președintelui, preluarea prerogativelor, cine o face? Pentru că Tăricianu trebuie să-și dea demisia. Zgonea trebuie să-și dea demisia. Nu? Păi ce naiba? Adică trebuie să fim oameni serioși și să gândim lucrurile așa cum sunt în realitate. Domnul primar, dumneavoastră ați venit cu soluția asta. Dar, domnule, am venit cu soluția pentru că oamenii din stradă asta au cerut, da? Și am spus-o. Dar asta... Dom'le, oamenii din stradă cer în continuare. Cer în continuare, dar acum, deci în afară de lucrul ăsta, deci în afară de treaba asta, oamenii din stradă au mai cerut pe subpuncte și altele, pe care, bun, nu s-a rezolvat problema asta, a venit un guvern de tehnocrați, dar toate subpunctele pe care le-a cerut oamenii străzii trebuie spuse în aplicare în acest moment. Deci asta trebuie să facem, asta trebuie să facă guvernul Cioloș și asta trebuie să sprijine Partidul Național Liberal și cei care sunt alături de el. Domnule primar, domnule, strada, din păcate, o spun cu mare regret în suflet, că se pare că numărul morților crește, erau 54, dar crește, din păcate, stimați telespectatori. Dar strada nu a obținut nimic, domnule, de oameni degeaba au ieșit în stradă. Că am fost și eu în stradă, dar degeaba au ieșit. Păi stați, domnule, cum vreți să obțină? Domnule, piedone, deci, piedone la eliberat. Păi aia pe funcționare. Dar dumneavoastră cum vreți? Domnule, strada n-a cerut să fie Bogdan Aurescu. Deci, domnule, cum vreți să obțină strada, domnule? Vreți ziua să iasă în stradă și noaptea să obțină? Păi eu nu ținem lucrul ăsta. Deci strada a cerut. Da? Nu. Clasa politică a înțeles, inclusiv președinte, despre ce e vorba, formează guvernul și îi cere actualului prim-ministru și guvernului nou format ceea ce dorește strada. Și punct cu punct se va realiza. Dar în timp, domnule, nu se poate face peste noapte. Ce naiba, suntem copii, nu avem o vârstă, nu mai suntem. Nu se realizează că strada nu a cerut pe Bogdan Aurescu să vină iar să facă parte din guvern, sau pe Sorin Câmpeanu, sau pe, sau pe Marius Nica, sau pe... Strada a acceptat până la urmă... Îl pune și pe ăla, pe Ceche Otilu ăla, care a fost strada, la sănătate. Strada a acceptat până la urmă un guvern de tehnocrați. Da? A acceptat. Deci a fost și varianta finală, dacă nu se poate face anticipate... Nu în formula asta, nu în formula asta, care se preconizează. O formulă care se vehiculează cu... O vedea, de fapt. Lista de miniștri, nu în formula asta. Nu putem să mergem pe... O vedea. Adică Partidul Național Liberal... Încă pe surse vă vin dumneavoastră. Pe surse, dar Partidul Național Liberal susține un guvern format din membrii proveniți din zona PSD. Dumneavoastră... Așa-i vedeți dumneavoastră. Vind în zona PSD, au fost membrii PSD și, mă rog, de când nu mai e Dâncu membru PSD? De 6-7 ani de zile, mai bine. Și atunci ce naiba? Nu? Dar el... Dar nu provine din zona PSD. Ați văzut solicitările? Da, provine din zona PSD. Poate noi PNL-ul sau n-avem o... Ați văzut ce a cerut strada? Fără comuniști, fără traseiști, fără securiști, fără agenți, fără... Bogdan Aurescu a fost comunist? Nu e, dar e susținut de SIE. Mergem prea departe. Nu mergem prea departe. Toată presa susține acest lucru. Mergem prea departe. Bogdan Aurescu e susținut de SIE. Sorin Câmpeanu e susținut de SRI, de exemplu. Și așa mai departe. Chiar aseară am văzut o analiză pe un post național de televiziune, apropo de numele astea propuse. Și credeți dumneavoastră, adică, că, și credeți facem dumneavoastră un guvern că serviciile, nou cu oamenii de fostul guvern. Dar credeți dumneavoastră că serviciile nu se vor implica vreodată în Nu e vorba de asta, dar cum vine aia? Facem un guvern nou, dar cu oameni din vechiul guvern. Nu din vechiul guvern, că nu e decât... Doi oameni nu o să rămână din vechiul guvern, bă, că te-am văzut eu pe asta. E vorba de Sorin Câmpeanu și Bogdan Aurescu. Facem guvern, nu? Cu oameni din vechiul guvern. Păi din vechiul guvern doar doi, domnule. Doi, domnule, doi. Domnule, niciun... Care și în vechiul guvern au fost... Și în vechiul guvern au fost... Domnule... Da, auziți, de ce vorbim noi... De ce vorbim noi după lucruri pe care sunt pe surse? Haideți să vorbim ulterior. Vin la o emisiune la dumneavoastră după ce se validează guvernul și luăm pe fiecare în parte și analizăm. Nu, dar PSD-ul intră în opoziție în condițiile astea. Nu, că eu așa am înțeles. L-am văzut pe Liviu Dragnea. Azi, Liviu Dragnea mi-a plăcut aia sintagma aia. Avem deocamdată un nume și un chip. Apropo de Dacian Ciolo. Stai, domnule, să vedem cu ce vine, ce program are, ce vrea să facă. Și... Sincer, să vedeți PSD-ul în opoziție. Sincer, da?
pe mine m-ar bucura dacă ar intra PSD-ul în opoziție. Dar vedeți dumneavoastră, PSD-ul cedează lui și intră în opoziție, nu prea cred. Vă dați seama că e vorba de cedarea structurilor de teritoriu care va fi foarte dificil. Păi aici e problema, e important. Dar dumneavoastră ce credeți că va face Dacian Cioloș? Schimbă doar eșalonul 1, da? Am nici eșalonul 1 în plan, nici măcar plan. Schimbă că am văzut că e guvern nou cu membrii vechi. Da. Dar eșalonul 2, 3, ce se întâmplă? Prefecții în teritoriu, ce se întâmplă? Rămân? Dacă îi schimbăm pe ei cu ai noștri, pleacă ai noștri, vin ai noștri. N-am informații să vă dau de treaba asta. Dar din punctul meu de vedere, ca un guvern să funcționeze, trebuie să schimbe și reprezentații din teritoriu. Păi n-ai cum, nu poți, că sunt reprezentații guvernului teritoriu. Păi da, reprezentații din teritoriu, dar nu poți să ții pe ăla care a fost reprezentantul Partidului Social Democrat. Partidul Social Democrat și pus de Ponta și susținut în teritoriu. Deci la Dâmbovița, de exemplu, vedeți pe Ioan Marinescu, reprezentantul lui Cioloș în Dâmbovița. Nu-l văd. Nu-l văd. Ba da, eu cred. Ba da, e posibil. De ce să nu fii băi? Da, eu orice e posibil. Eu văd un primar. Orice e posibil. Așa că... Da. Bine, haideți să discutăm. Bun, Partidul Național Liberal. Cum va vota în Parlament? Spuneți-ne foarte clar. Cum va vota în Parlament? Va vota... Partidul Național Liberal. Formula propusă de Cioloș. Exact. Da, va vota orice formulă pe care o propune ministrul Cioloș. Cu oamenii PSD-ului în guvern. Cu oamenii PSD-ului în guvern. Dar aveți, domnule, răbdare, că nu se știe dacă cu oamenii PSD-ului. Chemați-mă, v-am spus, la o critică ulterioară. Ce vorbim acum? Haideți să discutăm la altceva, de probleme locale și lăsați-i la nivel de vârf după ce validează guvernul. Bun, PNL-ul în Dâmbovița ce mai face? Ce... PNL-ul în Dâmbovița face bine. Face adică? Foarte bine, nu e nicio problemă. Păi noi avem... Candidați aveți sau avem candidați? Păi de unde? Că îi căutați în continuu. De exemplu, la Târgoviște tot îi căutați. Dar nu e prea târziu? Păi îi căutăm la Târgoviște. Domnule, să termină anul... Nu, domnule, noi avem aici șase candidați. Vin alegerile locale. Știu, aveți șase candidați. Avem șase candidați. Ca toți câștigători și vrem să-l dăm pe cel mai bun. Ce să mai... Dacă toți sunt câștigători, cum să-l dați pe cel mai bun? Păi n-avem cum să punem șase. Nu, că... zis să-i puneți pe toți șase să candideze. Așa că... Dar de ce nu candidează întâi, faceți un scrutin intern, candidează cei șase și, domne, care iese, fac. Da, și după aia îl votăm noi. Da. Da. Dar cine are cel mai mari șanse? În ce stadiu vă aflați? Domne, acest proces de desemnare a candidaților, da, în ce stadiu sunteți? Eu cred că cele mai mari șanse, dar cred, v-am spus, e numai părerea mea, le are Ciprian Pizăcaru și Gabriel Pleșu. Dar cred, eu părerea mea. Le-au. Scuzați-mă. Deci cele mai mari șanse ei le-au. Le-au, da. Ciprian Pizăcaru și Pleșu. Și Pleșu. Păi și Gabriel Gozabu? Da. Nu are nicio șansă. Șase ieși în sondaj. Eu am făcut cele mai mari șanse. Și dumneavoastră pe cine? Dintre cei doi, cu cine ați zis merge? Păi eu am mai spus-o într-o emisiune. Dar n-are rost acum să mai spun că și așa mi-am supărat colegii. Dar nu, eu v-am spus... Nu, dar la ședință ce dezbateți dumneavoastră? Cum vă dăriți ce dezbateți? Cotizația? Ce... Nu suntem partii serios. Noi dezbatem fiecare problemă care apare în județ, la nivelul comunității. Na, cine... Cotizațiile. Dar noi cotizațiile se plătesc de la sine. Și... Nu, dar ce dezbateți? Că la ultima ședință ce ați dezbătut? Păi la ultima ședință n-am fost. Așa nu, că... la penultima, la aia care ați fost. La aia care am fost... Au mai multe puncte pe ordinea de zi. Probleme legate de politica din teritoriu, probleme legate de colegii, așa că noi funcționăm cu repartiție fizic pe colegiu, alegerea purtătorului de cuvânt al PNL. Au fost mai multe puncte pe ordinea de zi pe care le-am dezbătut. Probleme care apar la nivelul județului în ceea ce privește administrarea, care sunt puse pe ordinea de zi la Consiliul Județean, care sunt puse pe ordinea de zi la Consiliul Municipal, sunt dezbătute de către Partidul Național Liberal și luate decizii pentru așa ceva. Deci nu, să știți că noi suntem foarte implicați și un lucru bun. Și stăm efectiv și sesizăm fiecare, de fapt, ce să mai fiecare. Că ar trebui normal să le spun colegilor să sesizăm fiecare lucru bun pe care îl mai fac, ci de la administrația locală. Că fiecare greșeală, în fiecare zi o fac, așa că... La nu prea am mai văzut nimic. Nu prea am mai văzut la nimic. La ce greșeală vă referiți? Nu prea am mai văzut nimic bun făcut în județul ăsta și în orașul ăsta. În ultima perioadă. Văd numai deplasări de-astea de tăieri de pangliși pe la diverse obiective, dar obiective care după programe europene și au fost bazele puse în 2010-2011 și acum sunt concretizate. M-aș bucura ca anul viitor să văd tăieri de pangliși la obiective care au fost puse după 2012 în aplicare. Dar mă rog, eu cred că a fost o perioadă destul de dificilă pentru
pentru Dâmbovița în, în acești 4 ani de zile. Dar la Adrian Țuțuan am văzut că se zbate și aduce bani mulți, domnule, a adus bani mulți și pe fonduri guvernamentale și pe... E posibil. E posibil, dar problema e că... În fiecare zi vizită de lucru, la fiecare șantier, să duce... Dacă aduci bani mulți și îți de acord, problema e că trebuie să vezi și concret ceea ce să faci în... Nu? Că astea sunt... Și oamenii... Eu sunt de acord, poate la nivelul Consiliului Județean s-au adus, sau, mă rog, unde se fac lucrările. Dar pe dumneavoastră nu vă doare sufletul, spuneți-mi și mie, că drumul Târgoviște-Sinaia, DN72-ul, e ca după bombardament? Da, domnule, e ceva de groază, da. Păi credeți că pe majoritatea târgoviștenilor, oamenilor din Pucioasa, din Fiendu, peste tot, credeți că interesează acum că facem un drum, un drumec de legătură între Pietrar și satul Alunici, unde am făcut eu asfalt acolo, de, dacă l-aș muta pe Sinaia, circulă, e făcut coală, da? E bun, pentru comunitatea locală foarte bine. Dar noi dorim să avem drum, domnule, mergem la Sinaia, mergem la Brașov și nu mai poți. Eu am ajuns să o colesc, o iau pe Moreni și intru pe centură și mă duc pe DN-ul. Pentru că nu se poate, rup mașina pe zona asta, da? Asta ar trebui pentru comunitate. Și dacă președintele ar trebui să ne... Domnule, stați așa puțin, ce facem cu drumul Târgoviște-Sinaia? Am dat un exemplu, că sunt o grămadă drumuri, că n-arată mai bine nici drumul 72, ăsta e 72-a și ăla nu știu cum, 72-B, că nu le știu. Târgoviște Câmpul Lung. N-arată mai bine nici ăla. Da, câtuși de cât. Până undeva spre Gheboeni e praf și ăsta făcut. După aia mai municel încolo, să zicem așa. Așa păi, e, că și dumneavoastră ați făcut acolo, ați asfaltat drumurile din Pietraș și... Am asfaltat, am un program pe fonduri europene, am asfaltat 8 km de drum, suntem în lucru cu el, am luat o prelungire de la cei de la AFIR până în septembrie anul viitor, când o să finalizăm proiectul, pentru că nu se putea, s-a intrat în perioada de iarnă și se lucrează destul de greu acum. Dar asta e pentru comunitatea locală. Eu mă refer aici la județ, domnul Dumitrache. Și județul ăsta, cam asta își dorește, domnule. Domnule, vrea dacă au lipsit investițiile în infrastructură, domnule, au lipsit investițiile, vorbesc de investițiile guvernamentale. Păi și de ce, domnule, eu nu vreau să-mi pun bugetarii în cap sau nu vreau să-mi pun aparatul de sănătate și astea. Din banii pe care i-ai avut, că spune că am lăsat tolba plină acolo. Păi da, numai dacă ești vătav de la țară vorbește așa, că lași tolba plină. Lasă-o dracu, domnule, iar mă dă tolbă, scoate banii din tolbă și fă drumul până la Sinaia. Fă drumul până la Câmpul Lung, fă drumul pe european de la, că am mers până la Arad și dai într-o groapă, te dai jos să vezi dacă mai e roată la mașină. Păi da, asta vreau, nu vreau tolba plină. Oamenii vor asta, nu eu. Oamenii asta vor, da? Nu ieșim, domnule, stați așa, eu am plecat de la guvernare, dar știți că aveți tolba plină. Păi avem tolba plină și drumurile proaste. Păi, vedeți, aici e problema pe care o pune fiecare. Și din punctul meu de vedere, ceea ce spuneți dumneavoastră, s-a zbătut foarte bine, președintele, posibil. Eu nu știu, nu văd chiar așa de... Dar eu vreau să... mi-aș dori ca dâmbovițean să văd cartelele principale de circulație, drumurile naționale și drumurile europene, sunt într-adevăr circul pe ele. Și după aia vorbim de celelalte, pe lateral. Că asta e, mai suportăm, adică nu poți să-i cer la Consiliul Județean să-și facă drumul județean de la Izvoare până la Râual. Eu îi cer să-l facă pe ăla de la Târgoviște până la Gheboeni. Ăla îl facem. Suntem, când se poate, într-o pauză de asta, facem și drumul ăla, da? Dar important îl facem pe ăsta prima dată. Asta mi-aș fi dorit eu din partea celor care conduc acest județ. Și cred că opinia publică nici n-are, la ceea ce spun eu acum, nici n-are absolut nimic de zis pe tema asta, pentru că majoritatea sunt supărați, am văzut N oameni cu care am discutat, nu se poate așa ceva. Da? Da, mă rog, o să vedem în viitor. Corect, drumurile constituie o problemă pentru Dâmbovița, din păcate nu s-a rezolvat această problemă și din cauza lipsei investițiilor guvernamentale, pentru că e adevărat ce spuneți dumneavoastră, Victor Ponta a lăsat tolba plină, avem bani, dar banii aia au fost cheltuiți sau sunt cheltuiți în continuare în zona socială. Lipsesc investițiile, lipsesc autostrăzile, lipsesc drumurile europene, nu reparăm drumurile și Dâmbovița suferă din acest punct de vedere, dar mai la nivel național e problema asta. Dumnezeu, de ani de zile ne chinuim să facem, din 90 încoace, să facem autostrăzi în România. Nu s-a reușit. Am făcut câți aveam? Avem 300 de km de autostradă, tot făcut, da? 300 de km de autostradă. Bun, am zis, fiecare român gândește sub forma asta. Dom'le, nu sunt bani, sau mă rog, fură, dracu să-i pieptene ce se întâmplă pe acolo, da?
Dar măcar drumurile alea pe care le avem, europene și naționale, domnule, la care fiecare om pleacă într-un concediu, se duce într-o deplasare. Hai, domnule, să le facem pe astea să fie super întreținute. Și după aia vorbim de restul. Nu vorbim de plecare, a plecat și v-a lăsat tolba plină. Și drumurile pe care circulă în varză. Păi, ce să... Mai e ceva exact cum scrie la CNN acolo, no comment. No comment, da, așa este, aveți dreptate, domnule primar, din păcate. Asta este situația, dar poate se vor schimba lucrurile în țara asta. Poate se vor schimba, pentru că ați văzut și eu sunt cei convins, care au ieșit în stradă... Eu sunt convins, domnule Mitache, că lucrurile se vor schimba. Sunt convins că lucrurile se vor schimba și o să vedeți. Nu o să se schimbă, domnule, nimic. Ba da, uitați-vă ce vă spun eu. Domnule, liberi și oamenii au murit lăsați acolo. Lăsați libertatea. Funcționarii aia sunt. Domnule Mitache, pe mine nu mă interesează libertatea lui piedone de parte și pe orice român. Domnule, domnule, au murit pentru niște că astea oameni. Sunt gesturi pe care fiecare, eu urăsc când văd pe ăsta că cu dorință nebună orice individ vine să spună în momentul ăsta, îl vreau pe ăla în pușcărie. Lăsați, domnule, în pace. Nu, nu-l mai vreau acolo în structură, dacă nu. Nu-l mai vreau și nu-l mai votez, dar nu-l vreau în pușcărie, nu vreau rău. Da. Omul are și el familie, copii și așa mai departe. Și vă spun eu că Piedone a semnat, cum să spunem, popor ca primar. Ca primarul, da. Da? Dar nu că e el vinovat așa ceva. Domnule, dar eu vă spun altceva. Eu sunt convins că vor fi pentru că până acum tot s-a mai pus câte o pârghie în ceea ce privește modalitatea asta cu care stăm noi românii, că așa suntem, da? Dar ușor, ușor lucrurile se vor îndrepta când se va aduce furtul la un grad de... Până acum a fost de 50-60%, poate mai mult, da? Când vor fi se va fura un 10-15% din ce se face, dezvoltarea va fi exponențială și sunt convins că asta se va întâmpla în fiecare zi. Chiar dacă caracatița asta e întinsă atât de tare, dar reușesc să taie tentaculă cu tentaculă, DNA-ul, mai ales acum că e lăsat în pace să lucreze și să facă tot ceea ce... Fie DNA-ul, fie procurorii, fie toți cei care intervin în sistem. Și asta e singura soluție pentru a demonta toată... Și atunci banii ăștia o să se întoarcă fie în infrastructură, fie în dezvoltarea economică și, bineînțeles, mai ușor în ceea ce privește pomenile astea sociale. Mai ușor. Mai ușor pentru că creăm această discrepanță. Dom'le, eu nu mă... Ca o paranteză, că ajung la final de emisiune. Eu lucrez în sistemul bugetar ca primar acolo și în sistemul activității în partea asta, unde sunt acționat la societate. Cum e posibil, spre exemplu, să am o creștere economică în partea asta? Unde știm foarte bine că lucrez la buget. Productivitate mai puținică, da? Față cum te ducem la mine la firmă, unde omul trebuie să vină să muncesc. Nu vine iar ăla și spune... Orice pârghie posibilă o căutăm. Să găsesc eu pe acolo o breșe ca să mă strecor să lucrez la buget. Fie că iau bani, exact. Fie că iau bani mai mulți, fie că iau și bani mai mulți și stau și degeaba. Da? Da? Da. Eu asta e dorința mea, că tu ai mai trăi aici. Dorința mea este ca firmele private să aibă un excedent efectiv și omul să vină să spună: domnule, eu nu vreau, domnule, să mă duc să lucrez la primărie, la Pietra, domnule. Eu vreau să lucrez la firmă, la o firmă din Târgoviște, de o firmă de calibru. Nu mă interesează la primărie, vreau la ăla, că mă o să câștig bani la ăla. Da? Păi când la noi e invers. În toată Europa sistemul e așa și la noi e cu fundul în sus. Păi și atunci ce venim? De ce vorbim noi aici? Da? Și sigur să va ajunge în viitorul. Nu dau mai mult de... Maxim în 2 ani de zile și următorii 3 de dezvoltare. Cred că în 5 ani de zile... Pe cine a încurajat nemunca, domnul primar? Domnule, nemunca, cine a încurajat-o? PSD-ul. Cu ajutoarele sociale și PSD-ul, cu toate. PSD-ul, domnule, cine a încurajat nemunca? Dar aici e problema. Pentru că oamenii aveți dreptate. Domnule, sunt organizate tot felul de concursuri. Domnule, vin firmele să angajeze și să absoarbă personal din comunitățile locale. Domne, nu găsesc oameni să-i angajez. Domne, nu găsesc oameni. Că mai bine stau în fața porții sau la cârciumă, la birt și primesc ajutoare de la stat, ajutoarele sociale. Nu, dar ăștia care au rămas, acum nu vreau, domnule ferește, care au rămas acasă, sunt și oameni care n-au puterea și capacitatea să plece să-și caute un job în străinătate, da? Și nici cum nu reușesc să plece în străinătate, nici în România lucrez. Cei pe care i-am avut au plecat în afară. Cel mai dureros este că în momentul în care aia vin și spun: băi, fraților, haideți să ne îndreptăm, că noi nu vrem să lucrăm în afară. Noi venim să ne spunem la vot când a fost cu aia, nu hotărăți, domnule, soarta noastră din România. Parcă ei au plecat de grași din România afară să lucreze.
80% din cei care au plecat în afară au plecat săracii de ei, forțați de împrejurare că nu mai avea bani cu ce să trăiască aici. Corect, pentru o viață mai și bună. Și bătrânii a plecat și a zis, mamă, n-am bani de medicamente. Și el s-a urcat și a zis, mamă, mă duc cu toi, vedea cu ochii să-ți trimit 200 de euro ca să poți să trăiești. Că altfel mori în România. Eu mă duc pe 10 milioane, eu 200 de euro la muncă și nu-mi plătesc nici pantofii pe care mă duc cu ei să muncesc, da? Și din toate punctele de vedere, moral gândind, ei sunt cei mai îndreptățiți să facă politica în România și să spună păsurile pe care le-au, că au plecat în afară ca să-și găsească o viață mai bună. Nu corect, cei care și unii îi hulesc, noi hulim diaspora. Domnul, e strigător la ce, domnul? Păi cum domnul, să nu? Păi, da, că oamenii sunt de parte de casă, de parte de cei dragi, de parte de familie, au plecat pentru o viață mai bună și mai mult decât atât trimit și ajută oamenii de acasă. Și susțin pentru, și economia pentru internă. Pentru prostiile pe și care consumul. Le-au susținut în campania electorală și pentru ceea ce au făcut să le fie rușine 100 de ani de aici înainte, la acei oameni care au făcut pentru diaspora ceea ce au făcut, să le fie rușine pentru comportamentul pe care l-au făcut, pentru acei oameni, pentru că eu cunosc foarte mulți, care au plecat, au lucrat chiar și la mine, la firmă. Și a zis, șeful, nu pot, domnule, să mai stau. Nu pot să stau pe 1200 de lei sau 1500 de lei. Părinții n-au bani de medicamente, da, păi, așa este. Nu pot. Trebuie să plec obligatoriu să muncesc, să găsesc un salariu, să fiu mult mai bine plătit. Și zis, dacă ăsta e nivelul în România, impozitarea e foarte mare în România pe firmele private, din toate punctele de vedere. Vaca de mulți aia care a rămas doar cu țâțele și cu fizicul de numai ca bățul. Astea sunt firmele private, da? În România. Și atunci, domnule, nu sunt șanse pentru așa ceva. Mergeți și căutați-vă în altă parte, că n-avem cum, efectiv, să vă plătim mai bine. E regulă. Domnule primar, vă mulțumim pentru prezență. Mult succes în continuare în activitatea noastră administrativă și politică și nu numai. Mulțumim și noastră, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. În ora ta știre de la ora 20. Nu uitați motoul emisiunii. Nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. La finalul dar muzical am ales o piesă semnată Proconsul, ultimul hit semnat Proconsul, un om mai bun, superbă piesă. La revedere.